Există bune practici care așa și rămân unitare. Mai mult decât atât, sunt bune practici care cu greu ajung să fie acceptate în sistem și pentru că nu există suficient sprijin, nu neapărat se întâmplă să fie transmise. Și această ediție 2019 a curriculumului tot va trebui îmbunătățită. Nu ne-am apucat de concursuri de manuale și nu vom face manuale după acest nou curriculum până când nu vom avea o aplicare practică. La îmbunătățirea curriculumului vor contribui atât cadrele didactice cât și părinții care vor putea să ajute pentru ca să avem totuși niște documente în baza cărora putem să schimbăm ceva. Generația aceasta de elevi, ei sunt absolut diferiți. Am avut un părinte care a spus că nu vreau să învețe copilul meu exact așa să-i fie predat cum mie mi s-a predat 30 de ani în urmă. Copilul meu este diferit, eu vreau să-l păstrați așa cum este, să vină să mă întrebe în timpul discuției, să nu-i fie frică să întrebe. Și de aceea foarte mult contează procesul de predare, implementarea oricărui curriculum, cât de bun ar fi el. Cred că școala se gândește foarte mult la necesitățile tuturor, în afară de cele ale copilului, și pedagogii nu sunt pregătiți de a vedea personalitatea din spatele fiecărui copil. A doua e că însăși curicula nu te pregătește pentru viitor, adică eu o consider destul de învechită. Putem să luăm, de exemplu, un curriculum într-o țară foarte dezvoltată, hai zicem de Finlanda sau Canada sau Statele Unite sau Singapore și așa mai departe, liderii pe anumite domenii de educație, și să-l implementăm în Republica Moldova, pentru că el nu ar fi specific pentru noi și nici nu am avea cadre didactice care să-l implementeze. Și asta este o problemă mare. Atunci când se creează un curriculum, noi nu putem pur și simplu să includem tot ce dorim noi într-un curriculum dacă nu ne gândim și mai departe cum va fi el implementat. Diferența dintre oportunitățile și șansele de studii de la sate și cele din oraș. Pentru că Chișinău nu este toată Moldova. Și de multe ori se vede discrepanța aceasta, prăpastia aceasta. Eu personal, când făceam eu prin clasa nouă, nu am avut microscop în școală și n-am putut să văd, să înțeleg ce e asta.